Bună dimineața, domnul primar, suntem la Blaj, la podul Minciunilor. E puțină agitație chiar aici. Ce se întâmplă? Da, deci astăzi este predarea de amplasament pentru reabilitarea completă a acestui pod, care va fi modernizat, extins. Vom trece la 5 benzi de circulație și, bineînțeles, confortul creat și pentru pietoni, pentru a putea să avem un pod funcțional, în primul rând, și modern și adaptat în urbanismul zonei, și încercăm să facem. Deci astăzi predăm amplasamentul către constructor. Lucrările urmează să înceapă în jurul datei de 15 martie și, după discuțiile care le-am avut cu firma câștigătoare, încercăm ca până la 1 decembrie, de ziua națională, să finalizăm aceste lucrări, deci într-un timp record, pentru că este vorba despre un pod care va fi demolat și reconstruit nou. Nu este vorba de o reabilitare a podului existent. De ce era nevoie de o astfel de investiție pentru Blaj și de ce acum? Deci, în primul rând, este un pic târziu, dar a durat 5 ani de zile să preluăm podul de la CFR în patrimoniu primăriei municipiului Blaj. Deci, asta este situația și e un obiectiv pentru utilizarea circulației pe care noi ne-l dorim de mult. Acum putem să-l realizăm și, bineînțeles, și podul actual, vedeți aici în spate, cred că nu se mai adaptează arhitecturii urbanistice a municipiului Blaj. Ce vrem să facem? Un pod, că știți cum era vorba mai de mult, un pod măreț. Pentru că podurile sunt lucrări de arhitectură la ora actuală și în lumea dezvoltată și vrem să fie și la Blaj. Deci va fi un pod care va avea și o, pe lângă utilitate, face legătura drumului național 14B cu drumul de județean 107, cred că, și aproape nu poți să treci prin Blaj să nu treci pe lângă acest pod sau să folosești acest pod. Trebuie să fie și din punct de vedere arhitectural încadrat în urbanismul local și, așa cum spunea un coleg de-a meu, când treci pe lângă pod să zici, wow, ce pod! Deci oamenii trebuie să se mire și trebuie să fie încântați că văd o lucrare de valoare. Pe perioada lucrărilor ați prevăzut o rută alternativă pentru traficul? O să fie un pic de deranj, să fie o ocolire, o să ieșim spre ieșirea, mașinile mari o să circule până la ieșirea spre Copșa Mică, unde o să fie un sens girator și să întorc în zona industrială Boș și pe acolo pot traversa pe Iuliu Maneu, după aceea localitatea Blaj, să îndrepte spre Alba Iulia sau spre Cergău, sau cei care merg la Copșa Mică e ușor, cei care vin de la Târnăveni, din zona Târnăveni, Târnava Mică, și care vor să meargă spre Alba Iulia, să fie un pic mai aglomerat, dar noi sperăm să dăm o fluidizare destul de corectă a circulației în această perioadă. Și v-am spus, unde vrem să punem accentul, mă repet, este durata scurtă de execuție acestui pod și aici cred că avem de câștigat, adică să nu creăm un deranj pe ani de zile, ci pe luni de zile. Deci asta cred că este cel mai important. Aveți o estimare a valorii investiției? Da, este 13 milioane de lei. Care va fi suportată din bugetul? Din bugetul local și bugetul statului român. În ce proporție sau nu? Încă nu putem să exact. Deocamdată am primit un ajutor de 7 milioane de lei de la statul român, pe care i-am folosit în proiectare și acum în execuție în prima fază. Și în funcție de situația economică care există în țară, o să vedem. Dar până la urmă este un pod al țării și cred că este... Deci nu este pe fonduri europene. Mulțumim.